l-a mințit pe biletul de la el, de la prietena lui, nu că e de la organizator. Nu că era scris foarte de mii și nu cunosc scrisul. Deci scrisul tău care ai zis că în fața lui Ilica că ai scrisul tău, nu? Da. Și a zis că nu mai el, a zis că a făcut diversiu, a făcut așa special ca să ne enerveze pe noi, să-l atacăm. Băi, băiatule, că poate să mintă omul ăsta, băi, băiatule, bă. Băi, nene, băi, m-am stat și m-am gândit. Îți dai seama dacă a zis toată lumea despre că e Pinocchio? Hai de, cine a mai zis? Păi am înțeles că pe afară, cu cine ați vorbit voi. Ah, da, băi, mincinosul pământului, bă, băiatule. Bă, băiatule, bă, bă, ai dreptate, bă. Ce mă, ți se face să vezi și minciună? Da, mă, păi tu ești adevărul om. Păi da, frate, să lupt pentru adevăr. Așa, și sunt cinstit, frate, în viață. Ești corect. Nu am furat de la nimeni nici 2000 de lei. A fost, s-a descoperit, gata, ce să mai comentăm? Ce să comentez, bă? Suntem ca babele alea de până în pânzele alpe, mă, mincinosul ăsta, mă, mincinosul pământului. Așa, un mincinos! Păi normal, ce credea, că își creează imagine, mincini și să câștige concursul mincinosul, să câștige, mă, el mincinosul. Corect. Pământului. Mincinosul. Și mai minte și gagica sa aia în continuu. Păi, să te dăm judecată, nebunule. Da, să mă era să zic eu ce-mi face gagică să. Pai de capul meu, să vină și Raul cu Cristina aia. Chiar mă bucur că se luptă și Raul pe partea alta să iasă. Telefonic, băi! A intervenit iară prietena lui... Da, da. Îi promit-o la fata aia că dacă se atinge cineva de ea, dragi, jar mănâncă. Îi promit la un direct, îi promit la fata aia că dacă e frică că nu spune că e frică că se ia cineva de ea, jar mănâncă, oricine ar fi. Ce-ți e frică de Maria? Nu, dar poate ei e frică. Bă, tu te pui la mintea lui Maria. Poate ei e frică de Maria. Poate lui fata e frică de Maria. Na. Chiar m-a scos din pepen cu minciunile astea. Cum am putut să zică să ne versiuneze pe noi împotriva al alții. Să se alimentează cu minciuni. Minciuni! Și numai minciuni! A fost Ștefane, pe mine mă deranjează minciunile. Și pe mine mă deranjează. Oricine ar fi. Și eu la fel. Da, asta tortul lui Marian. Bă, ia uite-mă unde mă duceam. Am nebunit. Pe cam cu el. A, petrecerea. Nu trebuie petreceri cu mincinoși. Marian, e ziua lui Marian. Aruncă-le, mă, dă-le naibii, mai vine azi. E ziua lui Marian Vanghele.